în legătură telefonică directă alături de noi. Un alt acuzat celebru de violență conjugală, domnul Silvestru Șoșoacă, cel mai periculos om din raza teritorială a domiciliului soției sale. Bună seara, domnul Șoșoacă! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Domnul Șoșoacă, v-am sunat să vă întrebăm, mă rog, ne-ați fost readusă în minte de scandalul ăsta conjugal, urât și extrem de complicat, repet, și în care nu știu cine are dreptate. Eu știu bine situația lui Viorel de acolo, nu-s deloc de partea lui, îl știu bine pe Viorel, îi cunosc mai puțin soția, știu situația lor, el a fost și la noi în stres, la un moment dat a trebuit să plece tot din cauza unor episoade violente pe care le-a avut. Ăsta e Viorel, nu vreau să vorbesc cu râde. Păi asta nu, ne cunoaștem, suntem așa. Nu despre situația deputatului Foc și mă rog, asta să-și o rezolve singur. M-am gândit că mă sunați pentru mine. Păi vă sunat pentru dumneavoastră, că și dumneavoastră păreați un violent celebru la un dat. La mine în studio venirăți cu brățara la picior, la gleznă. Tot în urma unor reclamații ale încă soției dumneavoastră, pe motiv că, mă rog, a se reprezenta un pericol pentru familie și, în general, pentru ordinea publică. S-a mai întâmplat ceva în dosarul penal deschis în urma plângerii soției dumneavoastră? V-au chemat aia să vă verifice dacă dați cu pumnul, dacă faceți urât la lume? Nu, la mine în familie situația exact inversă. Se pare cei mai violenți din ajung și în Parlament. Sau cei mai neprotocolari, hai să fim eleganți, așa că suntem săptămână mare, cei mai neprotocolari, da? Bun, am reținut termenul și mergem pe el. Cei mai neprotocolari sunt și cei mai tupeiști, se bagă și în față. La mine, cel puțin, eu am lăsat-o eu nu altcineva, am trimis-o eu în fața mea, am zis, du-te Diana, tu primatul senator și văd dacă mai mă fac deputat după aceea. Viorel s-a băgat pentru față, bravo lui, s-a băgat în fața soției. E foarte valoroasă și dânsa, să știți. A, da. La mine, da. Putea fi și dânsa în Parlament în locul lui Viorel cu aceleași rezultate. Nici Viorel nu e un băiat care să nu facă treabă în Parlament, să ne înțelegem. Okay. Oamenii ăștia nu sunt non-valoroși total din cap până în picioare. Haideți să ne întoarcem la mine. Păi, care a fost miza? Exact, care a fost miza deschiderii acestui dosar de violență conjugală în cazul dumneavoastră? La mine s-a început cu sfârșitul, s-a încheiat totul în numai 5 zile. După 48 de ore am avut brățara dat la picior jos, pentru că era și normal să nu o am niciodată. După 5 zile s-a definitivat lucrul ăsta. După 5 zile și 15 minute, Diana făcea din nou reclamație să am încă o brățară la picior, deci femeia asta nu mai avea limite deloc. Polițiștii au luat-o în râs, bine, scrieți acolo o foaie și au lăsat-o în pace. E un dosar care nu o să înceapă niciodată. I-au spus, dar omul ăsta era într-o altă cameră, de 10 minute de închiduiți de îmbrățarea jos, că să știți că nu e chiar așa ușor, trebuie tăiată, mă rog. Ce v-a făcut în acest timp? Că v-a trebuit să aici lângă noi. Și normal că ea mea mai având răspuns, a plecat cu coada între picioare acasă. Toată miza, ca să ajung la întrebarea dumneavoastră, a fost ziua de 11 aprilie, care a și trecut de vreo 3 săptămâni, zi fatidică pentru mine, în care mi-am luat, în cazul Goracii, celebru, supra-cunoscutul caz Goracii, mi-am găsit dosar penal, am amendă penală, nu mi-e bine, am cazier din cauza asta, toate știm bine, din cauza Dianei. Nu mai contează, trecem peste. Treaba era politică total. Care? Adică, eu să nu-i fiu contracandidat niciodată Divei de la București. Spun Divei de la București pentru că se comportă ca o vedetă din asta ieftină și fiindcă e senator de Iași. Amintesc întregii Moldove că ea este o bucureșteancă născută la București. Și iată, candidează pentru primăria Bucureștiului, forțată de Tuturigă și de Pantele, ca să ajute pe firea, nu din alt motiv, dar așa are tupeuri din ăsta, dâmbovițene. Urâte. Păi și stați un pic, și care era miza? Să nu o contracandidează dumneavoastră la primăria capitalei? Exact. Nu la primărie, ci la europarlamentare. La europarlamentare. Primăria e ceva nou,
a apărut în urma unor contradicții, bat două vânturi înspre Tiana, ea e o frunză care pleacă de colo-colo, depinde cum bate vântul mai tare, între numărul 3 de pe listă și numărul 2 de pe lista ei de europarlamentare, însă ținta ei sunt banii de la Bruxelles, să ne înțelegem, 27.000 de euro pe lună. Nu zici de colea, nici mulți, nici puțini. Nu e așa. Pentru cei mai mulți dintre români sunt bani mulți. Nu sunt bani foarte mulți, dar dacă ia atâta poate, spre ei țintește, nu altceva. Eu să nu contracandidez cumva, asta a încercat ea, crezând, un avocat foarte slab din punctul meu de vedere, să nu își citești o amărâtă de sentință, primă sentință de la fond, și să-ți dai o părere avizată, că ești dita mai juristul și te dai că ești cea mai importantă avocată din România, că nu mi se întâmplă nimic dacă eu iau acolo condamnare la fond și dacă curtea de apel o menține. E, uite că a fost ca ea, din nefericire pentru mine, am cazier, dar din fericire pentru, spun eu, românii simpatizanți ai SOS-ului, care vor să meargă în continuare pe naționalism și nu pe mahalagism, și care au ce vota, eu pot să candidez. Și am candidat, sunt în luptă, să dea Dumnezeu să și intru, pentru că mai am de luat mandatarul financiar, deschis contul, aici vorbe de bani, multe alte lucruri, să dea Dumnezeu să ajung la capăt cu bine. Și nu voi face România de rușine, asta le promit tuturor. Până să nu faceți România de rușine, aveți convingerea că dosarul deschis la plângerea încă soției dumneavoastră va fi și închis la, repede, la fel de repede cum s-a deschis? Da, a fost închis 5 zile mai târziu. Da, am spus. Ziceți că a fost închis? Ați primit o hârtie, ați primit o hârtie acasă? Că da. Acel dosar? Da. Clasare? Deci dosarul a ținut fix 5 zile și cu asta basta. În schimb, în timpul acela, cu brățara de 5 zile, eu am mai avut două dosare penale deschise, din nefericire. Procedurile sunt, v-am spus, extrem de facile, fără așa aproape discernământ, nu trece pe niciun filtru. Primul dosar e chiar în prima zi. Dacă vă spun, vă vine să râdeți. Ziceți. Primesc un telefon. Eu așteptam, vorbise la o televiziune, așteptam și la televiziunea noastră pe cineva. Am crezut că mă sună cineva din televiziunea dumneavoastră. Mă sună agent, nu știu cine, de la poliție, mă rog, secția 6 poliție, nu știu ce, nu știu ce. Prezentați-vă la noi să vă punem ca ordin de interdicție, brățară la picior. Mie nu venea să cred ce aud. Și am crezut că cineva face mișto de mine și am spus, te rog eu frumos, găsește faltul pentru miștouri. Și am închis telefonul. Ei bine, din această cauză am o primă filă dintr-un dosar penal deschisă. De ce? Păi de ce? Pentru că am refuzat să mă prezint. De unde era să știu că ia-s polițiști? Iau un banal număr de telefon. După care, bineînțeles, îngrijorat totuși, am dat un telefon avocatului meu, a sunat el și a spus, da, Silvule, ai dreptate. S-ar putea să trebuiască să mergi la poliție. Mergem împreună, nu pentru că sunt plecat, mi-a zis. Ok, bine, mă duc singur. Și m-am dus, m-am prezentat și că dosarul ăla va avea neîncepere, pentru că m-am prezentat totuși în aceea zi. După care, al doilea dosar, așa, că tu, Victor, știi chiar foarte bine că din mașina poliției ți-am făcut un live. Da. A fost pentru că 200 de metri ăia au fost încălcați de mine, încercând să trec înspre nordul Bucureștiului, de unde stăteam eu, din zona circului. Sunt câteva străzi, Opanezi, pe care stă Diana, Zambilelor vecină și Vidin și mai departe. Și am trecut pe strada Vidin, trebuia să trec pe Grigore Moisil, după calculele ăstora. Dar eu de unde să știu câte sute de metri sau câte zeci de metri sunt între străzi? Am trecut și eu pe a treia, nu pe prima, nu pe a doua. Ziceai că Diana își cumpărase mini-cartier și alta și nimic. Și mai am încă un dosar penal de atunci. Și acum aveți dosar penal pentru că ne-ați trecut pe strada a patra și ați trecut pe strada a treia, v-au deschis și pentru aia? Exact, exact. Absolut spectaculos. Nu, absolut ridicol. Dacă n-ar fi și periculos, pentru că am deja un dosar penal și orice al doilea dosar penal mă trimite în pușcărie, ar fi chiar de râsul lumii. E un pic îngrijorător pentru mine, sper să se închidă și ăsta, să înțeleagă oamenii că n-am trecut cu intenție. Să vă audă Dumnezeu. Pe stradă. Mulțumesc mult, domnul Șoșoacă, că ați fost alături de noi.